Bine ați venit, dragii mei, la o nouă etalare, dacă sunteți gata. Subiectul filmării de față îl reprezintă oglinda relației și vă invit să alegeți din cele trei variante, 1, 2 sau 3, eventual să le ascultați pe fiecare dintre ele pentru a vedea cu care puteți rezona. Poate aveți trei persoane și vreți să vedeți exact care este interacțiunea dintre voi și celelalte persoane, ce anume simt pentru dumneavoastră. Cu mare drag voi folosi aceste pachete de tarot, avem și sfaturi, avem și pachete identice pentru a vedea energia dumneavoastră, respectiva energia celeilalte persoane, da? Așa. Totodată am și îngerii romantici, de pentru a vedea în ce atmosferă vă scăldați, am și tarotul iubirii. De aici arborii sacri despre sfatul pentru relații de lungă durată, Lenormand de asemenea și șoapte de iubire. Încet, încet, da, le vom consulta și să sperăm că veți primi niște informații care să vă ajute în situația dumneavoastră. Haideți să vedem. Dacă ați ales etalarea cu numărul 1, aceasta începe la minutul 1 și 35. Și primul pachet, da, primul pachet de Lenormand, va descrie energia dumneavoastră. Totodată vom avea, încerc să le amestec cât pot de mult, da, în așa fel încât să primiți răspunsuri cât mai concludente, da, să fie cărțile cât mai încinse și să vedem efectiv ce anume vor spune și le vom compara, bineînțeles, cu cărțile care vin din energia celelalte persoane. Da? Simt că acestea sunt pregătite, da? Și avem cărți identice, dar din al doilea pachet, pentru persoana la care voi vă gândiți. Ia să vedem, dragii mei. Știți că n-am aprins lumânarea? Am fost atât de dornică să încep etalarea. Pentru sănătatea voastră, dragii mei, pentru împlinirea dorințelor voastre, eu aprind această lumânare și voi vă puteți gândi într-o energie de recunoștință la ce anume doriți să vi se împlinească și Doamne ajută, da, să vă meargă bine. Să vedem ce anume spun cărțile despre energia persoanei la care voi vă gândiți. Da, simt nevoia să mă opresc, da, acestea sunt cărțile. Și avem așa, dragii mei, în primul rând, cum vă simțiți voi? Voi vă simțiți reci de monede. Da, sunteți persoane dornice de stabilitate, de siguranță. Vă plac lucrurile materiale, vă place să aveți un confort. Da, v-ar plăcea, poate chiar stați la casă, v-ar plăcea să stați la casă, vă place natura, sunteți niște oameni cărora le place să mănânce bine, să se îmbrace bine, da, să se bucure de viață și analizați și cumpănați foarte mult situațiile. Cum se simte cealaltă persoană, da, cu care sunteți în relație? Poate că vine spre voi sau a venit deja cu o ofertă de dragoste, poate că v-a propus o anumită relație, dar acest cavaler de cupe îmi spune că vine pentru o împăcare, ar vrea să vină, aceasta este prezentul, vă oferă. Da? Cum anume percepeți voi această persoană? Percepeți această persoană tare, tare frumos, într-un mod
cum să spun, vă place independența și siguranța și stabilitatea pe care o are această persoană, a faptului că aveți valori comune, da, aveți cam aceleași valori morale, vreau să spun. Deci văd monede și la dumneavoastră și la această persoană. Cum vă percepe cealaltă persoană pe voi? Da, vă percepe o persoană serioasă, care vrea să lucreze la o relație. Cu optul de monede sunteți o persoană independentă. Deci vă vedeți, dar voi îl vedeți ca pe un 9 de monede, el sau ea vă percepe ca pe un 8 de monede. Da, simțiți că vă potriviți unul cu celălalt. Da, deci aveți această dorință poate a unei relații serioase. Hai să vedem totuși ce spune cartea, da? Cartea alchimiei dintre voi, fantastic. Este 8-ul de monede pe care l-am văzut și aici. Voi sunteți foarte potriviți. Oglinda relației mi-arată că între voi este, din perspectiva dumneavoastră, o energie foarte, foarte bună. Hai să vedem alchimia din perspectiva celeilalte persoane, împăratul. Cred că îi place când îi oferiți această poziție, da, de autoritate. Simte, persoana aceasta simte că sunteți împărăteasa lui, dacă este un bărbat sau dacă este o femeie, o doamnă, da, simte că îi place că sunteți grijulii, dar și aveți acel simț bărbătesc, să spun, care predomină. Haideți să vedem puțin în 7 cărți care ar fi, cum se derulează această relație. Și văd în primul rând un echilibru pe care voi îl vedeți. Persoana aceasta simțiți că va aduce un echilibru. Faptul că voi probabil ați început destul de repede sau între voi au fost multe mesaje, multe vești, o pasiune, poate chiar din punct de vedere fizic, da, sunteți foarte, foarte activi. După care observ aici, fie că ați jonglat, fie că ați cumpănit situația în urma propunerii sau urmează să încercați să găsiți acest echilibru, pentru că văd echilibru și material și emoțional, da? Emoțional este echilibrul acesta al îngerului și material este echilibrul de la 2-ul de monede. După aceea, 3-ul de monede îmi spune că voi chiar funcționați bine în relație, este o lucrare ca într-o echipă, da? Vă considerați și parcă vă merge mai bine când sunteți în voi doi decât când sunteți separați. Parcă visați la această familie fericită și lipsită de griji sau poate chiar sunteți căsătoriți și aveți această familie fericită, da? Cu cavalerul de spade însă e interesant, da? Că fie vă atingeți niște țeluri sau așa simțiți că în felul acesta vă atingeți niște țeluri, fie a existat aici o oarecare ceartă, pentru că acest cavaler de spade nu este ca și cavalerul de cupe. Deci aici a fost ceva, fie au intervenit interese diferite, da, pentru că a 7-a carte a eremitului îmi spune că ați stat un pic izolați sau ați stat să căutați o soluție. În orice caz, dacă v-ați certat, văd aici un as de bâte care înseamnă împăcare și care vine să, cum să vă spun, vine să vă panseze inima, da? Poate că v-ați supărat cu această ceartă, dar dacă este o relație trio, o să aveți grijă, dragii mei. În orice caz, pe voi vă împlinește, da? Simt cu acest 9 de cupe că vă împlinește. Haideți să vedem ce anume spun cărțile pentru cealaltă persoană. Da? Tot așa vom pune 7 cărți. De fapt, am pus mai multe ca să văd, pentru că a fost cearta aia sau interesele diferite. Valetul de cupe. Da, persoana aceasta a venit spre voi încă de la început. V-a oferit această cupă, da? Și scuze și cadou.
cu justiția, parcă i-a plăcut foarte mult că sunteți ca un fel de persoană corectă, care iubește adevărul, da, și luptă pentru el. Dar cu această justiție v-a făcut dreptate sau i-ați făcut dreptate. Cartea nebunului spune că s-a aruncat așa, s-a riscat, nu neapărat că a riscat, dar era în stare de orice risc să vină spre voi. Da, deci ați, într-un fel, a simțit că a renăscut cunoscându-vă. Însă acest cavaler de monede îmi spune că poate persoana asta a stat mai rezervată sau va sta mai rezervată. Energia aceasta poate să fie deja petrecută sau să se întâmple în următoarea maxim o lună. Cavalerul de monede vine destul de încet, dar vine. El analizează mult situațiile și, într-adevăr, ați început acea relație, da? Poate că aici voi v-ați pierdut puțin răbdarea, persoana asta a venit foarte încet și ați ajuns cu același as de bâte, da? Ați ajuns la un început, la o împăcare, la un proiect nou, la o relație nouă și speră această persoană cu steaua. Da, speră la vești bune și dacă au existat anumite dificultăți, să găsiți o soluție de mijloc, pentru că da, aici văd că este și această carte a lui 5 de spade. Da, parcă este, nu știu dacă este relație trio, dar parcă aici sunt niște discuții, da, parcă trebuie să faceți niște negocieri. Însă, ideea este că într-un fel sau altul simt că persoana asta din cavalerul de monede devine cavalerul de bâte. Persoana asta, într-un fel sau altul, va fie a venit spre voi deja, v-al vârtej, după o anumită supărare, fie urmează să vină, da, cu această carte și în felul acesta veți încheia o perioadă de supărări, da, dacă s-a simțit trădat, deci voi ați avut 3 de spade, el are 10 de spade. Dacă ați stat departe unul de altul sau dacă v-ați certa sau urmează să aveți o anumită ceartă, se va simți foarte trădată persoana asta, însă văd că veți avea și victorie. Da? Pentru că această carte a fetonului sau faetonului, carul, anunță o victorie, anunță o călătorie poate, chiar veți merge într-o călătorie, dragii mei. Foarte frumoasă este, foarte frumoasă este energia. Eu oricum voi continua și cu celelalte cărți, da? Pentru a vedea exact radiografia, o carte pentru voi și o carte pentru cealaltă persoană. Pentru a vedea cum anume vă oglindiți unul în celălalt. Dar am eliberat, dragii mei. Haideți să vedem cartea pentru voi și cartea pentru cealaltă persoană. Ce spun? Haideți să vedem. Cartea pentru voi, pasiune, să-i permiți inimii să cânte cu bucurie și sufletului, da? Asta este sfatul, să fiți mai pasionali, dragii mei, cei care la etalarea 1 urmăriți, da? Să vedem cartea pentru cealaltă persoană. Voi poate deja aveți această pasiune în vene. Persoana asta zice că merită să aștepte, dar nu știu ce anume. Însă simte că timpul divin lucrează în viața sa amoroasă și că a meritat poate să vă aștepte pe voi. Da, poate că v-a așteptat o perioadă mai lungă sau a simțit acest lucru, dacă probabil din relațiile pe care le-a avut, voi ați fi mai... a meritat să vă aștepte pe voi, știi? Hai să vedem. Deci, cum sunteți voi, dacă sunteți doamne, sunteți regina cea tainică a inimilor. Carta este una tare frumoasă, plină de feminitate. Dar să știți, fiind tainică, poate să fie o relație trio, o relație în secret. Dintr-un motiv sau altul, domnul respectiv nu dorește să o afișeze în societate. Dacă sunteți domni și este cartea voastră, probabil că vă gândiți într-una și nu i-ați spus acestei persoane
cât de puternică este și cum reprezintă această regină, cea tainică a inimii dumneavoastră. Hai să vedem pentru cealaltă persoană ce carte va ieși și ce carte poate să descrie puțin prin ce anume trece această persoană. Să vedem oglinda, ce spune oglinda relației despre sentimentele persoanei cu care sunteți într-o legătură emoțională. Wow! Sunt foarte multe, dragii mei. Spune de căsătorie, nu știu dacă este căsătorită sau nu. Dacă nu este căsătorită, simt că prin voi, da, poate ar dori să se căsătorească. S-a îndrăgostit, da, este cartea îndrăgostitului. Între voi a fost o dragoste la prima vedere, fulgerătoare. Cred că își dorește sau deja aveți această iubire bazată pe atracție erotică intensă, constantă, reciprocă și profundă. Din păcate, avem această carte a infidelității. Dacă voi ați fost căsătoriți cu alte persoane și e relație trio, probabil că sunteți doar la nivel de prieteni, iubiți, ocazionali. Dacă voi nu ați fost căsătoriți între voi și nici nu sunteți fiecare căsătoriți cu altcineva, nu știu, într-un fel sau altul poate a existat o anumită infidelitate, da, și acum sentimentele se îndreaptă doar spre o prietenie. Da, poate să fie și acest lucru. Hai să vedem ce spun cărțile de Lenormand legat de subiectul acesta, cartea voastră și cartea persoanei cu care sunteți în relație. Hai să vedem, dragii mei, ce spune Lenormand, pachetul acesta de Lenormand. Și avem așa. Într-un fel sau altul, voi poate purtați niște măști ca să nu vă certați. Poate suferiți și totuși zâmbiți. Sau poate că nu știți dacă este bine sau nu să vă exprimați sentimentele. Cartea are numărul 40. Puteți considera energia lui 4. Hai să vedem cărțile persoanei celeilalte. Persoana aceasta, dacă este doamnă sau domn, au semnificații diferite. Dacă sunteți doamne, ei bine, sunteți în gândul persoanei respective și avem cartea numărul 29 ca vârstă sau intervalul orar 29 sau pe 29 iulie, într-un fel sau altul, dar va reprezenta această zi ceva important, asul de spade, o dreptate, o izbândă, o reușită. Da, dar văd și această persoană, da, deci dacă sunteți doamne, persoana aceasta se gândește la voi, dar cartea voastră, da, spune, nu știu, se referă în primul rând la creație, creativitate, dar și o posibilă ispită, da. Deci persoana aceasta se consideră ispitită de voi. Ca și cum și acest sentiment de ispită duce la ceva karmic, nu duce la liniște. Da, persoana asta probabil că simte o atracție foarte mare, dar într-un fel sau altul nu este neapărat o liniște, dar nu aduce neapărat o liniște relația cu dumneavoastră. Poate ați decis să rămâneți prieteni. Hai să vedem șoaptele de iubire. Ce vă spune vouă? O nouă dragoste. Spune să îmbrățișați o oportunitate de dragoste la serviciu sau într-o creștere spirituală. Situațiile diferă. Dacă voi sunteți necăsătoriți, da? Poate să fie o nouă dragoste aceasta. Dacă sunteți căsătoriți între voi, să fie o reaprindere a pasiunii. Dar dacă sunteți căsătoriți cu
cu altcineva, voi sau cealaltă persoană, este doar o creștere spirituală, este doar o relație karmică ce nu poate să dureze foarte mult. Hai să vedem ce carte din șoapte de iubire apare pentru cealaltă persoană la care voi vă gândiți. Dumnealui sau dumnea ei are conexiuni spirituale. Această relație reprezintă o conexiune care depășește viața aceasta, adică voi v-ați mai întâlnit poate în viețe anterioare sau strămoșii voștri s-au întâlnit și au trăit povești de dragoste. Dar într-un fel sau altul voi v-ați întâlnit din nou, da, parcă vă știți de mult sau chiar aveți o relație de lungă durată. Și atunci această reaprindere a pasiunii să reprezinte pentru voi, da, ceva foarte frumos, ceea ce eu sper din tot sufletul. Și chiar, cum să vă spun, e frumos aspectat, deși am văzut acolo infidelitatea și aceasta aduce o umbră, să spun, da, situației în care vă aflați. Pentru că o infidelitate odată apărută va plana spre alte viitoare infidelități posibile. Ce spune plopul? Vin vești, se iau decizii și lucrurile se mișcă. Dacă sunteți, Doamne, acest domn, într-un fel sau altul vine să vă aducă niște vești. Cedrul spune să te purifici, să alungi energiile negative, să ceri ghidare divină pentru a ști ce ai de făcut. Sper să țineți cont, dragii mei, de aceste sfaturi. Stejarul spune să ai putere, să ai forță, să ai grandoare și autoritate în a pune limite, în a pune granițe sănătoase, care să fie în interesul vostru și în iubire de sine. Dudul vă zice să fiți atenți la iluzii, dragii mei, în special să nu credeți în ideea acelor relații trio care ar putea să ducă la divorțul persoanei, pentru că foarte rar persoanele divorțează. Foarte rar au loc relații trio care să ducă la divorț și căsătoria cu persoana din relația trio. Eu vă doresc toate cele bune și Doamne ajută să auzim de vești bune, să vă bucurați de multă iubire. Și cu drag voi trece la cei care au ales etalarea cu numărul 2 la minutul 22 și 40 de secunde. Dacă ați ales etalarea cu numărul 2, să vedem oglinda relației pentru voi, dragii mei, să amestecăm bine cărțile. Eu am două pachete identice, da? Și așa cum este făcută această etalare, voi extrage cărțile respective. Am două pachete identice. Un pachet vorbește despre energia voastră, da? Și celălalt pachet vorbește despre energia persoanei cu care sunteți într-o relație sau persoanei care vă interesează. Da? Doresc să... De obicei, eu cărțile care ies, însă în această situație, noi privim din afară. Da? Privim din afară această oglindă a relației și din acest motiv pregătesc cărțile, da, să le extrag la rând. Și avem așa, dacă ați ales etalarea cu numărul 2, vă pot spune cum vă simțiți dumneavoastră în acest moment. Vă simțiți trădați, dragii mei, într-un fel sau altul ați fost trădați, fie printr-o infidelitate a acestei persoane, fie voi ați intrat într-o relație trio. Cum se simte cealaltă persoană? 9 de monede îmi spune că persoana aceasta este independentă, poate să fie celibatară, bărbat sau femeie, interesată de stabilitate financiară, da, de prosperitate, dar o persoană independentă. Și poate v-ați lovit de această... Poate voi ați vrut o relație pe termen lung și persoana aceasta ține foarte mult la libertatea ei. Cum o vedeți pe cealaltă persoană?
ca 9 de cupe. Deci persoana asta este ca 9 de monede, independentă, stabilă și celibatară. Și voi vă dați seama că este o persoană care iubește libertatea. Cu acest 9 de cupe însă, voi credeți că da, i s-au împlinit toate dorințele acestei persoane și probabil că de asta nici nu are o tendință de a, nu știu, de a avea neapărat ceva în comun cu altcineva. Însă, într-un fel sau altul, voi sunteți în această relație. Poate vă iubiți unul altuia libertatea sau o respectați prin a avea anumite hobby-uri diferite, da? Timp diferit. Cum vă percepe cealaltă persoană? Cealaltă persoană își dă seama că sunteți triști. Vede că aveți 3 cupe vărsate. Sunteți supărați. Voi aveți chiar 3 spade, nu 3 cupe. Dar persoana asta ține la voi și acum parcă trebuie să cumpănească între iubirea pentru voi și iubirea pentru libertatea lui sau a ei. Care este alchimia dintre voi? Simțiți faptul că nu vă iubește suficient? Simțiți că voi ați adus mai multe emoții și eforturi în relația voastră? Sau ați simțit că prin relația cu persoana aceasta pur și simplu ați lăsat niște necazuri la o parte și de la 10 spade ați rămas numai cu 3. Adică persoana asta a avut un dar de a vă vindeca emoțional. Și acest lucru este că mai rău decât v-a fost, ați simțit că nu vă mai este și că vă este din ce în ce mai bine. Cum vede alchimia persoana asta? 7 de monede. Persoana asta în alchimia voastră se simte ușor nemulțumită. Parcă ar fi vrut să obțină mai mult, nu știu, emoțional, material. Poate voi sunteți mai emoționali decât ei. Ei sunt mai orientați spre valori materiale. Dar rămâne, practic, să vedem exact ce spun cărțile, pentru că voi extrage 7 cărți de la baza pachetului, da, pentru a vedea parcursul relației, fie că ați trecut deja prin aceste experiențe pe care cărțile le vor spune, fie că urmează să treceți în perioada următoare de zile, săptămâni, maxim o lună, o lună și jumătate. Văd aici că ați avut această relație, acest început, un început de bun augur. Ați fost foarte încântați. Voi erați în general niște persoane mai izolate, mai interiorizate și această persoană a venit spre voi val vârtej, da? Val vârtej a venit și a venit țintă, probabil că ați atras foarte mult această persoană, da? Dar vă văd cu ideea cu 5 de cupe că v-a găsit în această stare de tristețe pe care o percepe și aici. Deci persoana asta vă ghicește, vă simte, poate ați avut 3 relații neîmplinite și acum nu aveți prea multă încredere în bărbați sau în femei. Însă ați ajuns totuși la 7 de cupe, de la 5 cupe. Ce înseamnă? Faptul că ușor, ușor poate vă iluzionați și să aveți grijă la acest lucru, să fiți mai clari, să ieșiți dintr-o stare de confuzie, parcă vă doriți mai multe decât vor fi posibile și să fiți cât mai ancorați în realitate. Simțiți că sunteți suflete pereche, pentru că cu acest 6 de cupe, voi parcă vă cunoașteți de când lumea sau aveți această senzație, ori pur și simplu chiar ați fost colegi, prieteni o perioadă de timp și acum aveți o relație. Da, cu 6 de cupe vă amintește de copilărie, de o parte bună și parcă voi, cu acest spânzurat, stați într-o poziție incomodă pentru a-i face oarecum pe plac acestei persoane, pentru că vă place foarte mult de ea. Dar parcă benevol stați strâm ca să gândiți drept. Voi oricând v-ați putea elibera dintr-un anumit blocaj în care vă aflați acum, dar voi vă doriți această căsătorie. Simt și vă văd în voi, dar văd în voi dorința de a vă așeza la casa voastră, de a fi căsătoriți. Și bineînțeles că v-ați dori să trăiți cu foarte multă pasiune.
acest cavaler de bute îmi spune să călătoriți, să trăiți această relație în pasiune, într-un fel sau altul, dar simt că voi ați vrea mult mai multe. Să vă așezați la casa voastră cu regina de monede, să fiți mame, soții, să fiți femei de carieră, da, să îngrijiți familia și vreți acest as de cupe, această împăcare, această armonizare. Însă vi se cere o schimbare, într-un fel sau altul, dacă s-a încheiat printr-o ceartă, prin ceva, să știți că va veni noul început cu nebunul. Da? Deci, dacă voi suferiți că relația asta se închide, nu se închide. Chiar dacă vă veți certa, vă veți împăca, veți avea un nou început și ultimul sfat este să vă apărați propriile interese. Da? Mai mult decât ați făcut-o până acum, dragii mei. Hai să vedem ce anume spun cărțile despre cealaltă persoană. Și avem soarele, da? Deci pe voi v-a văzut ca pe o mare bucurie în viața sa. Sau s-a bucurat ca un copil atunci când v-ați cunoscut. Dar văd faptul că poate a vrut să aducă soarele în viața voastră, l-a atras sau a atras-o, această tristețe pe care am sesizat-o. Și poate a fost și persoana aceasta impresionată de ideea aceasta că ați trecut printr-o perioadă dificilă. Dar e interesant, adică a simțit cărți pe care le-am văzut și la dumneavoastră. Deci a dorit efectiv să aveți o viață mai bună. Și a mers mai, cum să spun, a început un nou capitol în viața sa, cunoscându-vă pe voi, a simțit că merge spre 8 de cupe, da? El era deja în 9 de cupe, dar, sau ea, dar văd că simțea că merită mai mult decât a avut, poate, în relațiile precedente. Și persoana asta s-a simțit efectiv victorioasă. I-a plăcut că în fața voastră are mereu dreptate, i-a plăcut să vă cucerească, dar e o persoană mai rațională, da? E o persoană mai rațională din câte văd. Ideea este că simte că sunteți suflete pereche, pentru că, iată, aici avem regina de bâte și cavalerul de bâte. Deci voi formați o pereche focoasă. Din perspectiva acestei persoane este o atracție fizică fantastică între voi doi. Deci când sunteți voi doi, da, în intimitate sau petreceți timp împreună, voi sunteți imbatabili. Și ați avut și voi optul de bâte. Dacă nu au fost multe mesaje, vor fi vești multe, multe vești, telefoane, mesaje, e-mail-uri. Iată cât de frumos, da, cu 6 de cupe și voi ați avut cartea asta 6 de cupe, care aduce a nostalgie, a copilărie, a relație de lungă durată, a suflete pereche, da? Însă a intervenit, să știți, această lună, această confuzie, dar și secret, poate că persoana asta este căsătorită, caz în care, bineînțeles că voi vă vedeți ocazional și au intervenit, da, secret din nou, secret văd și în Marea Preoteasă, sau este o persoană mai înțeleaptă, da? Dar văd aici o relație tip amant-amantă, nu văd ideea de familie fericită, de... Nu, deci cred că persoana asta ține foarte mult la libertatea sa sau este deja căsătorită cu altcineva. Pentru că văd acest blocaj. Nu poate face prea mult pentru această pasiune a voastră și probabil că vă întâlniți din când în când. Optul de monede îmi spune că face tot posibilul, da, să aveți tot ceea ce vă trebuie, măcar atât cât vă întâlniți, da? Și justiția îmi spune oarecum că vrea totuși să se facă dreptate, dar nu cred să divorțeze această persoană dacă este căsătorită. Dacă sunteți voi căsătoriți, probabil el sau ea ține foarte mult la libertate. Da, și lucrurile care vor veni foarte, foarte greu.
vor veni scuze, vor veni lucruri emoționale, însă, după cum vedeți și dumneavoastră, va conta foarte mult, dar să aveți această înțelegere pentru persoana respectivă. Nu pare o persoană, v-am zis, gospodară, pare o persoană foarte interesată să-și păstreze propria sa libertate. Hai să vedem ce spune Tarotul Iubirii. O carte pentru voi și o carte pentru cealaltă persoană. Da, acesta este Tarotul Iubirii, pe urmă voi lua Îngerii Romantici. Persoana dumneavoastră, v-ați îndrăgostit, da, îndrăgostitul. Fie că sunteți în energie masculină și sunteți doamnă, dar sunteți foarte îndrăgostiți de persoana aceasta. Hai să vedem și cartea lui sau a ei. Despre ce vorbesc sau o să vorbească această carte. Că va fi una sau mai multe. Cartea lui sau a ei este o fericire profundă de plină, pe care o are și doar cu sine. Da, pur și simplu este interesant, dar este îndrăgostită persoana aceasta, îi place foarte mult comuniunea cu voi, însă este oricum fericită, da, și în solitudine. Are o fericire interioară. Hai să vedem, spre deosebire de voi care pentru fericirea voastră aveți nevoie de acțiunea acestei persoane și intuitiv trebuie să vă consolidați autostima, să aveți mai multă bucurie atunci când nu este cu dumneavoastră această persoană. Iată ce carte aveți voi, pasiunea. Îi permiteți inimii și sufletului să cânte cu bucurie, iar cealaltă persoană are efortul pe care îl face. Simte că pe voi vă leagă o mare dragoste și simte că trebuie să facă niște pași. Se simte ghidată persoana asta să facă anumiți pași spre voi. Foarte frumos. Deci, clar este o relație care trebuia să se întâmple, dragii mei. Eu voi extrage și din Lenormand acele două cărți. Cartea voastră spune, dacă sunteți doamne, că vă gândiți foarte mult la el, că l-așteptați să vă facă dreptate cu asul ăsta de spade. Vreți să vă facă dreptate. Poate îl vedeți sau urmează să aveți ceva deosebit pe 29 iulie sau într-un interval orar 2-9 să aveți această interacțiune. Da? Vă văd foarte romantice și gânditoare la această persoană. Dacă sunteți domni, ei bine, voi vă gândiți, voi vă întrebați dacă persoana aceasta se gândește la voi. Cealaltă persoană cu care voi sunteți este indecisă. Fie că o ușă este independența și cealaltă ușă este căsătoria cu voi, fie că e vorba despre căsătorie, căsătoria lui sau a ei și relația cu voi, persoana asta probabil trăiește într-o relație trio sau fiecare din voi trăiți, dar persoana asta și văd aici o regină de monede, o damă de romb. 22 iulie, da, poate în 22 iulie veți face o alegere sau la ora 22. Să vedem, dragii mei, ce anume ne spune și, uitați, acest oracol, 7 de iubire. Sfatul pentru voi și sfatul pentru cealaltă persoană. Și avem așa. Simt că s-a evidențiat. Să practici compasiunea, înțelegerea, să vezi lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Da, cred că trebuie îmbunătățită iubirea de sine aici. O nouă perspectivă. Să se teamă el să vă piardă, da? Decât invers. Iar persoana cealaltă a primit cartea Uniunea Inimilor. Se simte deosebit atunci când voi sunteți conectați unul cu celălalt. Simte că bate o singură inimă în voi doi. Foarte frumos. Deci persoana asta este îndrăgostită, da? Este o conexiune de dragoste care
nu, nici nu poate fi explicată, n-ar putea să vă spună de ce anume, pur și simplu este o chimie. Și trebuie să facă ceva pentru voi. Persoana asta a rămas datoare cu ceva, trebuie să facă ceva pentru voi, asta spun. Și voi puteți să-i cereți, dacă vreți să facă ceva pentru voi, să-i cereți acel lucru. Hai să vedem și arborii sacri pentru relații de lungă durată. Ce sfaturi au? Da? Care este sfatul pentru relația voastră? Dragii mei, uite, vezi cum s-a evidențiat cartea asta? Sfatul este din partea Caisului, să chemați dragostea și să iubiți. Trăiți această poveste. Nu știu cât va dura anume, dar arborii sacri, caisele, da, mâncați caise împreună și iubiți-vă, dragii mei. Da, poate nu sunteți căsătoriți și urmează să vă căsătoriți. Să chemați dragostea și să iubiți. Foarte frumos, da, foarte, foarte frumoase sunt aceste energii. Eu chiar vă doresc multă armonie și înțelegere. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție și cu mare drag voi trece la cei care au ales etalarea cu numărul 3, notând minutul 41. Dragii mei, dacă ați ales etalarea cu numărul 3, vă voi extrage, da, cărți care să vorbească de energia voastră și a celeilalte persoane. Nu aleg cărțile care cad din perspectiva pachetelor identice. Vedeți, avem pentru energia voastră și pentru energia celeilalte persoane. Pe acestea le iau la rând și de asta aș vrea să nu iau ceea ce se întoarce. Dar mai sunt, mai am tarotul iubirii, mai am oracolul îngerilor romantici, din care Lenormand, da, din care voi lăsa sfaturile să iasă. Însă noi acum ne uităm la oglinda relației dumneavoastră, dragii mei. Și simt că am pregătit cărțile pentru voi. Și iată și cărțile pentru persoana cu care voi sunteți în relație sau în discuții, sau poate sunteți certați sau separați și vreți să vedeți cum anume se manifestă energia acestei persoane. Tot așa voi amesteca aceste cărți fără să extrag ceea ce urmează să cadă, pentru că vrem să vedem exact care este energia și nu ce ar vrea să credem noi despre el sau ea. Cum vă simțiți în acest moment? 7 de spade. Simțiți că trebuie să vă luați apărarea, să vă apărați propriul interes, să fiți ușor egoiști, pentru că ați avut impresia că persoana cealaltă este ușor egoistă și atunci și voi aveți această tendință, da? Să vă apărați propriul interes. Cum se simte cealaltă persoană? Cealaltă persoană vrea neapărat să aibă dreptate. Dar voi aveți 7 spade, da? Persoana asta are unul singur. Poate v-ați certat. Simte că v-ați certat, dar vrea să aibă dreptate și trebuie parcă în relație să alegi între a avea dreptate și a avea pace, da? Și voi, într-un fel sau altul, cred că aveți o relație mai rece acum. Cum percepeți voi cealaltă persoană? Asul de băte. Percepeți cealaltă persoană ca fiind inițiator, inițiatoare? Aveți o frumoasă impresie, da? Că voi puteți să începeți oricând să vă împăcați, să începeți această relație. Poate n-ați avut-o, poate sunteți în tatonări. Da, și așa ați vrea să aveți o relație cu această persoană. Cum vă percepe cealaltă? Da, vă percepe niște persoane atrăgătoare și pline de sentimente, care sunteți sufletul petrecerii, sunteți încântătoare, vă place să vă aranjați, să fiți iubitoare, să fiți energice, pasionale. Da, dacă sunteți doamne, dacă sunteți domni, vă percepe în această energie ușor feminină, adică voi nu
Parcă așteptați mai mult din partea doamnei să acționeze, să decidă, să hotărască, să controleze ritmul, da? Să vedem în continuare care este alchimia din perspectiva voastră, care este relația. Sunteți izolați, sunteți separați, sunteți în căutarea unor răspunsuri. Nu e bine, dar simțiți că nu e bună alchimia aceasta. Cum simte cealaltă persoană alchimia dintre voi? Vrea să învățați din greșeli, vrea să vă împăcați și să mergeți către zări mai senine. Persoana asta caută o soluție să vă meargă mai bine, da? Să vedem puțin ce s-a întâmplat sau ce urmează să se întâmple în maxim o lună. Aici văd că voi, într-un fel sau altul, v-ați certat cu acest 5 de spade. Poate fi o relație trio, ceea ce îmi spune că fie voi v-ați separat de o persoană cu care erați căsătorită sau căsătorit, sau voi ați fost separați de persoanele oficiale și v-ați întâlnit, sau voi sunteți împreună căsătoriți și v-ați separat. De ce zic asta? Când sunt 5 spade, aici sunt discuții, aici sunt conflicte, da? Și dumneavoastră ați simțit că vreți să mergeți mai departe, să luați acțiune și să mergeți mai departe. Împreună sau separat, ați vrut să depășiți această stare conflictuală sau urmează. Și vine și roata norocului spre voi. Dacă n-a venit deja, vine roata norocului cu destinul, cu ceva bun. Da? Dacă a fost rău, va fi bine. Pentru că așa e viața, când sus, când jos. Și fie este o împăcare cu acest valet de cupe, fie voi v-ați împăcat după o ceartă. Da, e o persoană care oferă cadouri, care vă place, da, care își exprimă sentimentele, sau voi sunteți aceștia și ați simțit acest echilibru, ați fost în căutarea unui echilibru, ați cumpănit, turnând lichid dintr-o cupă în alta, în așa fel încât să fie o relație echilibrată. Și văd totuși că au existat anumite temeri, anumite secrete. Poate că e secretă această relație, știți? Sau sunt anumite temeri, însă vine o speranță. Dacă n-a venit încă, vine o veste bună spre voi, pentru că, iată, văd o familie fericită, dragii mei, cu doi adulți, cu doi copii, cu acest curcubeu, cu aceste cupe pline, cu ce aveți voi nevoie. Și văd și această casă pe care voi vă doriți. Vreți o căsătorie, poate. Și aveți, stați în această așteptare a unui parcurs frumos, însă este un cavaler de monede care vine încet. Propunerea asta va veni încet, va trebui să aveți răbdare, să aveți înțelegere, pentru că nu vine peste noapte, dar veți putea cu regele de monede să aveți stabilitate și siguranță și să vă bucurați de viață. Contează foarte mult câtă răbdare veți putea avea dumneavoastră. Hai să vedem din perspectiva celeilalte persoane cum percepe sau cum va percepe. Persoana aceasta, prin relația cu voi, a vrut să meargă mai departe, a simțit că merită ceva mai bun, a plecat dintr-o altă relație care nu-l mulțumea, care era călduță, în speranța unei iubiri. Da? O persoană emoțională o văd, mai ales că am și în cinciul de cupe, care îmi spune că a fost poate nemulțumită persoana asta, fie domn sau doamnă, din precedentele relații, da? Dar a vrut să vadă, să trăiască în prezent, să vă făuriți poate un viitor. Însă a fost nemulțumit, da? A fost nemulțumit, a simțit această situație de 7 de monede în relația voastră, și poate persoana asta s-a concentrat mai mult pe propriul său interes, pe cariera sa, pe valori materiale, pentru că văd o persoană independentă, parcă nu vrea să renunțe la această libertate sau dacă este, parcă nu vrea să se căsătorească prea repede. De ce zic asta? Că 9 de monede este o persoană foarte stăpână pe ea și foarte echilibrată în sine. Însă
Interesant este că aici nu știu dacă este o trădare, nu știu dacă este ceva care, prin care se va simți trădat, dacă într-un fel sau altul, nu știu, dumneavoastră chiar veți dori o relație de lungă durată sau poate vă trădea, sau nu știu, se simte trădat de voi. Pentru că văd aici că necazurile îi ajung la un final, în sfârșit, că mai rău decât i-a fost, nu o să-i mai fie, știți? Ori a simțit alături de voi această dezvoltare, da? A ajuns la această dezvoltare de la 7 de monede cât avea, prin voi, prin dragostea voastră, poate a ajuns la acest 9 de monede. Și acesta este, da, a simțit că i-ați făcut dreptate sau că îi faceți dreptate cu această justiție, parcă vrea să facă ceea ce este corect față de voi. Și, nu știu, poate urmează să faceți o călătorie sau a fost el sau ea într-o călătorie. Ori, pentru voi este ca o victorie această relație, da? Ideea este că vin vești bune pentru voi, da, și în special pentru această persoană, însă totuși să știți că este indecisă. Este indecisă această persoană, dar nu știu din ce motiv. Nu știe, haideți să vedem. Prima opțiune este de a vă oferi această cupă a iubirii, doiul de cupe, pentru că simte că sunteți legați, da, într-un fel, unul de celălalt. Și a doua idee, a doua opțiune ar fi să rămână acest valet de bâte, da? Adică să-și păstreze independența sau nu. Încă stă și se gândește, dacă voi sunteți extrem de hotărâți, fie că sunteți doamne sau domn, că vreți casă bună cu omul ăsta, că vreți familia fericită, persoana asta încă stă și parcă ar mai vrea să copilărească, parcă ar mai vrea să rămână acest valet de bâte, pentru că în momentul în care ar opta pentru doiul de cupe, ar simte că și-ar pierde libertatea. Contează foarte mult atitudinea pe care o veți avea dumneavoastră și câtă, nu știu, câtă libertate puteți să-i obțineți. În orice caz, cu acest as de monede pare să că vă alege pe voi, pare să că alege o viață în doi cu asul de monede, da? Care e mai bun decât asul de bâte pe care l-am văzut la amândoi. Asul de bâte era un început, pe când asul de monede înseamnă și faptul că voi cumpărați ceva împreună sau primiți vă face un dar foarte, foarte valoros sau vă mutați împreună. Pentru că văd acest cavaler de cupe. Dacă sunteți certați, vă împăcați, vine această persoană spre voi. Da, deci simt că vă va alege pe voi în pofida independenței sale. Contează foarte mult și voi cât sunteți de maleabili sau cât sunteți de hotărâți, pentru că de foarte multe ori teama de a vă pierde pe voi poate să îl ducă spre sau să o ducă spre transformări. Și da, văd acest as de cupe, dragii mei, care poate să reprezinte o împăcare, un început al unei relații frumoase. Văd o încununare, asta pot să vă spun. Însă hai să mergem mai departe, să vedem ce spun și celelalte cărți. O carte din tarotul iubirii pentru voi, o carte pentru cealaltă persoană. Hai să vedem. Cartea pentru voi, Transformarea benefică creatoare, este cea care probabil acum, da, relația aceasta vă transformă sau aveți nevoie de această transformare pentru ca relația aceasta să fie încununată cu succes. Hai să vedem care este cartea persoanei cu care sunteți în relație, da? Și cartea este separarea. Voi sunteți separați și persoana asta suferă că sunteți departe, poate nu locuiți împreună, dar văd că este, că suferă, vedeți? Hai să urmărim ce spun, da? Ce spun îngerii romantici? Cartea pentru voi și cartea pentru cealaltă persoană. Dacă nu sunteți separați sau dacă sunteți separați, vrea să vă împăcați.
Dacă nu sunteți separați, nu știu, ori se teme de o separare, nu știu ce condiții ați pus voi, dar hai să vedem. Persoana aceasta fie căsătorită, sper să fie căsătorită cu voi. Dacă este căsătorită, sper să fie căsătorită cu voi, altfel trebuie să se întoarcă la soția sau soțul ei sau a lui. Dar poate nu sunteți căsătoriți niciunul din voi și atunci își dorește să vă căsătoriți. Deci va lua până la urmă această decizie. Dacă voi nu sunteți căsătoriți cu nimeni, se gândește acum la această posibilitate. Da? Dar sper din tot sufletul, v-am spus, să nu fie într-o relație deja oficializată, pentru că asta înseamnă să stea departe de voi și poate să vă întâlniți ocazional. Hai să vedem ce spun sfaturile de iubire. O carte pentru voi și o carte pentru cealaltă persoană. Care sunt șoaptele, da? Șoaptele de iubire. Cartea care să vă spună vouă și celeilalte persoane ce ar fi important să luați în considerare. Hai să vedem, dragii mei, ați văzut că prefer să în cazul acestora, uite, pentru voi mesajul este să cereți ajutorul, spune ce-ți dorești și ce ai nevoie, să fii deschis și să accepti suport și ajutorul. Da, poate trebuie să cereți ajutorul părinților, prietenilor, ca să vă împăcați într-un fel sau altul, să cereți ajutorul dacă aveți nevoie pentru absolut orice. Chiar să cereți ajutorul persoanei dragi, tocmai ca să depășiți o perioadă mai dificilă. Și cartea lui sau a ei, acțiunile vor vorbi de la sine, să-și exprime dragostea prin niște acțiuni. Da, e cazul, sfatul este pentru această persoană să acționeze și voi să observați care sunt acțiunile acestei persoane și nu ceea ce vorbește. Pentru că acțiunile vorbesc de la sine și demonstrează. Iată, pentru voi norocul, 39 poate fi o vârstă, e norocul aici, ca și cum zarurile au fost aruncate. Alea iachta est este în latină, zarurile au fost aruncate, adică lucrurile sunt deja stabilite. Fie în mintea lui, fie, sper, da, să v-am zis, să se ajungă la căsătorie dacă niciunul din voi nu sunteți căsătoriți sau dacă sunteți căsătoriți, să nu vă faceți nicio grijă că lucrurile se vor rezolva, da? Să vedem cartea pentru cealaltă persoană, care este fantastic. Exact cartea voastră, da, cu numărul 39, deci e bătut în piatră, cum se spune, și iată cartea sa, da, a ei sau a lui. Este acest bărbat romantic și avem numărul 28 cu asul de cupe, foarte frumos. Asul de cupe, da, anunță împăcare, iubire. Voi aveți noroc cu această persoană. Într-un fel sau altul face parte din destinul vostru, din norocul vostru. Mereu veți găsi drumul unul către celălalt. Da? Dacă sunteți domni, cealaltă persoană vă vede pe voi, vă vede romantici, da, se gândește la voi în această perspectivă, da. Mai este o carte cu același număr, cu cămașa deschiată, dar simte că sunteți, da, și oameni serioși, dacă sunteți doamne, ei bine, această persoană se gândește la voi, adică se surprinde gândindu-se la voi. Hai să vedem pentru relații de lungă durată. De unde să luăm sfatul decât de la arborii sacri? Nu-i așa? Arborii sacri, a căror rădăcini sunt bine înfipte. Uite că aveți următoarele mesaje. Mărul, da, să
să mâncați un măr, jumătate de măr fiecare, da, ca la, să faceți, dacă sunteți doamnă, da, ca Eva, cum Eva i-a oferit mărul, jumătate de măr. Depinde de tine și e o alegere. Deci depinde de fiecare dintre voi doi. De tine, dacă îi oferi jumătatea ta de măr, de fapt jumătatea lui cum ar veni de măr, dacă el mușcă din mărul acela sau dacă tu îi oferi sau nu acel măr. Deci depinde de fiecare din voi, este o alegere și să vă respectați alegerea. Pinul spune să vă puneți ordine în viață, să scăpați de tot ce nu vă mai este de folos. Dacă este o relație toxică, dacă este o persoană căsătorită, poate ar fi cazul să ieșiți dintr-o relație trio, pentru că persoana aceasta cred că va alege, cum să spun, va alege mereu familia. Dacă vă puneți ordine în viață și nu sunteți căsătoriți sau sunteți căsătoriți și aveți anumite dificultăți, veți găsi calea, veți găsi calea în momentul în care scăpați de ce nu vă mai este de folos. Ca Isul spune să chemați dragostea și să iubiți. Dacă sunteți într-o relație toxică, să ieșiți din ea și să mergeți către zări mai senine, să mergeți către persoane mai potrivite. Da? Însă, dacă e o neînțelegere, dacă sunteți liberi și nu sunteți angrenați în alte relații oficializate, dacă sunteți voi într-o căsătorie, da, unul cu celălalt, foarte frumos, folosiți această perioadă, da, chemați dragostea și iubiți-vă, foarte frumos. Oglinzi, trei oglinzi ale relațiilor care mi-au făcut mare plăcere. Dragii mei, dacă ați urmărit până la final, vă invit să vă abonați, da, pentru a urmări și alte etalări pe care le fac cu mare drag pe Agapia Tarot. Vă îmbrățișez și vă doresc să fiți ocrotiți și ocrotitori. Multă iubire! Toate cele bune! Pa, pa!